Polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au desfășurat o acțiune de prevenire și combatere a traficului cu substanțe interzise pe raza municipiului Constanța. În urma verificărilor, polițiștii au descoperit mai multe bunuri și substanțe interzise destinate contrabandei. În urma verificărilor au fost descoperite aproximativ 2325 de grame substanță vegetală de culoare verde-maronie, respectiv 3 țigări artizanale susceptibile a produce efecte psihotrope, 16.800 țigarete diverse mărci de proveniență Ucraina și duty free în valoare de aproximativ 8.400 de lei și au indisponibilizat în vederea continuării cercetărilor suma de 32.679 de lei, 5.000 de euro și un autoturism în valoare de aproximativ 15.000 de euro. În urma perchezițiilor, 9 persoane vor fi audiate la parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța.